Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Duminica la Tele 2, cu Georgiana Coca. Mă bucur nespus de mult că sunteți alături de mine și în această zi, în care eu am invitat oameni deosebiți. Doamna profesor dr. Manuela Prajea, director al Colegiului Național Traian, împreună cu trei elevi de top de-ai dumneaei. Bine ați venit! Bine ați venit, doamna director! Mulțumim de invitație și este o bucurie pentru noi să știm că sunteți alături de noi și de performanțele noastre, aș putea spune. În primul rând, eu aș vrea să vă felicit pentru nominalizarea dumneavoastră la Premiul Nobel pentru Educație și să vă doresc din tot sufletul să și obțineți acest premiu, pentru că sunt convinsă că îl meritați pentru vasta dumneavoastră activitate pe care o desfășurați cu elevii Colegiului Național Traian. Da, este. Vă mulțumesc pentru susținere. Cred că va conta și susținerea micii noastre comunități. Sigur că a fost, de fapt, o competiție mondială la care au participat cadre de profesori, dascăli, mentori, cei care se ocupă, specialiști în educație, din 148 de țări, au fost 8.000 de aplicații. Din aceste aplicații, 50 de finaliști. Deci au fost selectați 50 de finaliști. Pentru mine este o bucurie extraordinară, o mare onoare și o confirmare a faptului că ceea ce faci cu pasiune, până la urmă undeva este apreciat. Sunt bucuroasă, evident, și mândră și faptul că am ajuns aici spune ceva. Mai departe, acum sigur că toți cei care au fost selectați sunt dascăl deosebit, sunt oameni de impact, persoane care au influențat educația, care au influențat viața tinerilor sau educația până la urmă într-o comunitate. Sigur că fiecare din cei 50 de finaliști aproape că este dezvoltat pe un alt domeniu, dar m-a bucurat foarte mult să văd că sunt cei mai mulți sunt matematicieni, cei 50 de selectați sunt din 29 de țări, 8 din Statele Unite, 3 din Marea Britanie, doar eu sunt din România, dar completez, am bucuria să spun că sunt 2 români până la urmă, un celălalt profesor de cetățenie română este fizician și reprezintă Statele Unite. Mai sunt, sigur, 3 profesori din Pakistan. Este o bucurie nemaipomenită pentru mine și sunt foarte fericită pentru ceea ce s-a întâmplat și încrezătoare. Și poate ce mă bucură și mai mult este faptul că reușim din această mică parte, de o mică comunitate, să zic, în care trăim și din această parte a țării, poate, uitată undeva la marginea României, să dăm speranță copiilor noștri. Pentru că atunci când elevii noștri văd că dacă muncești și ești susținut și susții și ești persuasiv și îți urmezi cu pasiune și devotament o profesie, iată că ai satisfacții. Deci este, zic eu, poate unul din greșelile cele mai mari să dai speranța acestei tinere generații. Că sunt convinsă că dumneavoastră sunteți un exemplu pentru mulți dintre ei. Da, și exemplu probabil, dar sunt modelul viu că iată dacă muncești, pentru că e vorba de ani de muncă aici. Eu am început matematica la 10 ani, am început să studiez matematica și să-mi placă. Am urmat cu pasiune, nu m-am dus către o altă profesie, am fost convinsă că ceea ce faci în viață ca să reușești trebuie să faci cu plăcere și deși erau și aș fi putut la vremea respectivă să mă duc către alte cariere mai bine plătite, mai bine poziționate în societate, m-am dus către școală și către copii. Aș fi putut să rămân și în mediul universitar, dar la fel nu mi-au plăcut, pentru că foarte mult mi-au plăcut copiii de vârstă mică sau copiii de liceu, fiind convinsă că aici pot schimba ceva. Cu cât ajung mai repede în viața copilului, cu
cu atât poți să-l ajuți mai bine, să-i deschizi un drum în viață. Și mie mi se pare poate cea mai nobilă meserie din lume, așa mi se pare mie. Ați gândit că la vârsta asta sunt mai ușor de modelat? Da, este din experiența mea de viață, educația sigur că vine din familie și valorile principale vin din familie, dar în momentul în care copilul pleacă de acasă, el, primul om pe care îl întâlnește, primul model, prima persoană care îl influențează este profesorul de la clasă, învățătorul, profesorul de la clasă și ceilalți, generic vorbesc, profesorul de la clasă, chiar dacă sunt mai mulți. Ori dacă aici are o figură proeminentă, un model, eu am avut la rândul meu un model și de fiecare dată spun, deși dumnealui s-a ținut din viață cu mulți ani în urmă, domnul profesor Ion Găban, a fost modelul meu din gimnaziu și mi-a rămas mai târziu și în liceu, în suflet, în minte, model de corectitudine, de dascăl integru, la dânsul ori învățai, ori nu învățai, era mereu pozitiv, dar mereu exigent. Deci nu admitea compromisuri, era drept, era, să zic, așa cum mi-ar fi plăcut să fim fiecare dintre noi. Și sigur că a fost un moment, chiar în aplicație am avut, de fapt aplicația a fost structurată pe, dacă pot să vorbesc despre aplicație, că este important, a fost structurată pe mai multe părți. Prima parte era povestea ta, cum ai ajuns profesor, pentru că această fundație este interesată să promoveze educația, pentru că educația asigură viitorul până la urmă al planetei și rolul profesorului este foarte important în societate și în comunitate. Și care este povestea ta? Cum ai ajuns? Ce te-a influențat? Ce profesori ți-au marcat viața? Și câți elevi poate ai determinat tu să aleagă această carieră? Această carieră de profesor care este din ce în ce, eu știu, poate mai ocolită. Sigur că în unele state este foarte apreciată și are un stator ridicat, în altele este mai puțin apreciată și cel care a inițiat acest premiu mondial, Global Teacher Prize, Sunny Varkey, cel care are fundația, este un intelectual, provine dintr-o familie de intelectuali, e de origine indiană, actualmente trăiește în Dubai, din ce am citit despre dumnealui, și ceea ce datorează educației. Părinții lui au fost profesori, au dezvoltat o afacere uriașă, probabil, din devotament, prin școli particulare, și drept omagiu pentru ceea ce înseamnă educația, dumnealui dorește să încurajeze practicile bune peste tot în lume. Are foarte multe proiecte internaționale în care ajută în special țările defavorizate, considerând că fiecare elev are dreptul la un profesor bun, oferind traininguri și burse de pregătire pentru profesor. Citeam că în Ghana și India, până în acest moment, prin programul alt program al dumnealui, nu Global Teacher Prize, 10.000 de profesori au beneficiat de pregătire în viziunea unei predări moderne și inovative, pentru, în special pentru zonele defavorizate. Dar, în egală măsură, apreciază excelența, performanța din orice zonă a planetei ar proveni. În momentul în care ați aplicat, vă aștepta să fiți nominalizată? Am avut speranță, am zis, sigur că am zis că dacă ajung, știam de aceste etape, citisem pe site-ul fundației, am aflat de pe site-ul ministerului și de pe rețele de socializare ale ministerului, unul din miniștrii educației fusese la conferință în Dubai și sunt foarte interesat de proiecte, de tot ceea ce înseamnă educație și mai ales la nivel global, pentru că trebuie, suntem datorită, sigur, internetul și integrării noastre europene din ultimii ani, suntem cetățeni globali până la urmă, cetățeni mondiali. Și urmărind, am văzut această inițiativă minunată și am discutat cu eleva mea de la, fosta mea elevă, de la absolventă de Harvard, pe care o știți, Alina Popescu, ce părere are despre acest proiect și i-am sfătuit, de fapt m-a și recomandat să aplic. Și în acel moment, sigur că am zis că ar fi excepțional să reușesc să ajung printre finaliști. Am avut oareși încredere, de ce? Pentru că
chiar sunt pasionată și mă ocup de ani de zile, mai în special în ultimii 5 ani, viața mea este aici, în școală și în proiectele care le fac. Deci, cred că până pe la 12-1 noaptea stau, caut probleme, lucrez ori matematică, ori, deci chiar îmi place. Astfel am beneficiat și am adus foarte multe proiecte în școală prin această pasiune și m-am ocupat de asemenea tot în ultimii ani, datorită faptului că trebuie să învățăm să atragem copiii către școală. Mai putem să avem sistemul semicomunist pe care îl avem, adică cretă, tablă, manual, învățăm lecția, o predăm elevilor și cele mai a doua zi aceștia să o reproducă sau a treia zi în aceeași variantă care este în manuale sau pe care am predat-o noi pe caiet. Și atunci, în toată lumea se încearcă atragerea tinerii generații către școală. Cum? Prin desfășurarea de proiecte atractive, prin adoptarea unei alte viziuni, nu neapărat de reproducere, și să determinăm elevul să aibă o gândire critică, să gândească. Pentru că atunci când el are părerile lui proprii și nu este manipulat și învață să analizeze critic orice informație și orice întâlnește, sigur că învățarea se produce mult mai rapid. Ei zic learning by doing, adică de multe ori încercăm să învățăm prin ceea ce facem, deci efectiv făcând, și pun foarte mare accent pe partea experimentală, dar și pe partea, să zicem, de solicitare a părerii proprii, a creativității, a gândirii. Adică la ei o lecție obișnuită, să zic, de istorie sau de geografie, se desfășoară cam la modul, am văzut acest lucru, deci participând la proiecte internaționale în Europa, activând elevii. Ce părere aveți? Ce credeți? De ce oare, poate, eu știu, Winston Churchill a zis la vremea respectivă, a avut această declarație politică, poate a avut un interes, ia să ne amintim ce urmărea în acea perioadă, care erau interesele Angliei, dar cele ale Americii, dar hai să vedem și declarațiile altor oameni de sa și atunci, sigur, copilul, analizând, gândind și fiind îndrumat în acest mod, rămâne cu ceea ce este esențial până la urmă și învață să analizeze o situație. Ceea ce se lătrește fundamental de modul în care noi mai facem încă lecțiile, așa sunt manualele noastre, așa este trainingul nostru și, dar sigur că depinde și de noi, de profesori, pentru că noi trebuie să avem să aducem schimbarea. Schimbarea nu poate să vină din exterior, trebuie să plece de la noi. Și am încercat prin aceste lucruri atât să atrag copiii către școală, dar și către matematică. De exemplu, văzând interesul lor pentru rețelele de socializare și pentru media, am realizat un blog de matematică, așa am început, cu teme, le puneam teme, teme de performanță, teme, subiecte, modele de teză, l-am în continuare, l-am pentru toate clasele. Și astfel le mai dădeam de pe blog o temă, nu, l-am sigur, pe lângă faptul că am un material de, zic eu, de calitate pentru mine din punctul meu de vedere acolo, copiii sunt atrași prin faptul că utilizează internetul, calculatorul. Apoi, sigur că am trecut pe Facebook, la fel, unde am încercat de asemenea să mai discutăm, am avut și lecții de diligenție pe Facebook, să promovăm rezultatele lor pozitive și astfel am ajuns încet, încet să am toate aceste rezultate, tot ceea ce am făcut, strânse undeva, cuantificate, și efectiv pot fi vizualizate. Fie că am promovat școala, fie că le-am făcut eu, că pe majoritatea le-am proiecte personale și în timp am fost foarte ordonată și mi-au fost utile în multe situații să am aceste dovezi. Ori, având aceste dovezi ale acestor activități făcute, adică orice activitate pe care, să zic, o trec, am poze la ele, am efectiv să vede că activitatea a fost făcută, nici nu le-am uitat, le-am și cuantificate și sigur aplicația asta, vreau să vă spun, aici vreau să ajung, a fost foarte vastă și am avut foarte multe probe în această susținere. Plus, sigur, toate premiile care le-am avut, a contat foarte mult recunoașterea profesorului, să aibă niște rezultate palpabile, atât în plan personal, cât și în plan academic, cât și în, prin rezultatele elevilor, să fie apreciat în comunitate, a contat de asemenea feedback-ul elevilor, unde sunt, ce fac și ce, să zicem, au avut declarații despre mine, ori am avut aceste feedback-uri, având relație foarte apropiate cu elevii, cu toți și cu cei mai buni în special, elevii care
o parte, mulți elevi sunt în joburi importante, să zic, în țară sau în străinătate. Sunt convinsă că au avut și impactul olimpiadelor internaționale, premiile pe care le-am câștigat cu elevi, fie că au fost premii de matematică sau alte proiecte internaționale și în timp s-au acumulat. Le-am avut pe toate adunate. Acesta este sistemul nostru. Până la urmă, noi când depunem, știți, pentru gradație de merit, trebuie să venim cu dovezi și fiind o pasionată internautistă, să zic, le-am avut toate acestea. Și, sigur, distincția, am 6 distincții de miniștri până la ora aceasta, deci sunt recunoscută, era o condiție să fie recunoscut și pe plan național și chiar internațional. Deci, Class Nobel Educator of Distinction în 2011, o distinție oferită de o societate a elevilor de liceu bursier din Statele Unite, prezidată, patronată de Class Nobel. De asemenea, ordinul meritului pentru învățământ acordat de președintele României în 2004, distinția ale miniștrilor. Am avut de asemenea acest training pe care l-am realizat la NASA în 2012, o bursă oferită de o companie care sponsorizează zborurile în spațiu. Această bursă, vreau să spun că mi-a schimbat viziunea, viața și modul în care să realizăm educație. Pentru că de aceea ne-au chemat și ne-au oferit această bursă. Deci m-au impresionat toți cei care au ținut conferințe profesorilor la această bursă, spunând că suntem foarte importanți, americanii știu să valorizeze și să te aprecieze pentru ceea ce faci. Și ne-au chemat din toată lumea și oferă bursa acestor profesori, pentru că ei sunt primii cu care copiii, am spus, intră în contact. Iar ca să faci o carieră în știință, tehnologie, inginerie, informatică, că despre acest lucru este vorba, în timpul de azi, la cât de avansată este tehnologia, trebuie să începi de la vârstă foarte fragedă. Adică copilul trebuie să știe ce vrea și să fie inspirat de la vârstă mică, pentru că nu este timp la 20 de ani să devii un informatician bun sau un om de știință bun. Și ceea ce am învățat de la ei, de la americani, zic, este, eu știu, seriozitatea și buna dispoziție. Deci ei muncesc dimineața până seara foarte mult, extraordinar de mult, dar cu pasiune, cu bucurie, cu devotament, cu seriozitate. Și acest lucru m-a marcat în ultimii 5 ani foarte mult. Așa cum spuneați că ei trebuie orientați de mici, în general elevii dumneavoastră sunt din general la dumneavoastră din clasele gimnaziale până la liceu, își mențin opțiunea? Da, avem două clase de gimnaziu care din fericire sunt selectate printr-un examen la Colegiul Național Traian, deci ne vin elevi buni, cu potențial bun, cu interes al părinților, al familiei pentru educație, pentru învățătură, pentru studiu și dintre atunci începem să îi formăm. Iar baza noastră de olimpici se formează în aceste clase de gimnaziu care după aceea se continuă la liceu. Sigur, mai avem norocul să ne vină și din clasa a noua elevi olimpici foarte buni, cum este cazul elevei care este aici cu noi, Iulia Mitrache, o elevă deosebită cu un palmares recunoscut, sau cazul copilor pe care avem din clasa 5-a, elevii noștri olimpici de asemenea la matematică, Bogdan Marghescu și Andrei Nețoiu, cu toți elevii din clasa 10-a la Colegiul Național Traian. Și această prezență și acest contact, să zicem, și această influență pe care o avem asupra lor și sigur că o să-și spună și ei părerea, eu zic că își spune cuvântul în timp, adică până la urmă trecem ani importanți în viață împreună și învățăm să muncim foarte mult, eu zic că muncim foarte mult, suntem și exigenți, știm exact limitele, până unde mergem, până unde nu mergem, până unde merge prietenia. În general, eu zic că ne respectăm reciproc și am învățat să ne bucurăm și de succesele noastre. Eu i-am promovat tot timpul și am încercat să aduc pentru ei apreciere în comunitate prin atina mea de a-i promova, prin atina dumneavoastră și vă mulțumim că n-ați fost alături presa în asemenea momente și sigur încercând să atragem sponsori pentru ei, să organizăm festivități de premiere împreună cu inspectoratul școlar sau cum a fost anul acesta chiar cu Consiliul Județean Mehedinți. Susținerea și din partea Consiliului și a primăriei, am văzut în ceea ce desfășoară elevii, adică sunt susținuți pentru că merită.
Da, sunt, avem susținere, sigur că și această susținere vine de la oameni, sunt oameni care susțin și oameni care nu susțin, am avut și experiențe neplăcute de anumite persoane care nu susțin performanța și nu interesează, dar slavă Domnului, să zicem, cei care au avut putere de decizie sau conducătorii, am găsit susținere la ei pentru aceste performanțe. Până la urmă ei reprezintă viitorul nostru. Și ar fi păcat să nu investim în ceea ce înseamnă mai bine pentru noi. Vis-a-vis de nominalizare, am văzut, am citit ceva, că ați dori să donați acest premiu destul de consistent. Da, premiul, sigur, mai este până atunci, dar în aplicație, parte din aplicație, deci am avut mai multe părți de aplicație, deci plecând de la povestea dascălui și la modul cum promovezi profesia de dascăl în rândul elevilor și având și un feedback al absolvenților către ce profesie s-au îndreptat, că am foarte mulți absolvenți care au devenit profesori de matematică. Apoi a mai venit, a mai fost o parte de creație, deci ai adus inovator în actul didactic, demonstrate și certificate, parte de academică de excelență personală sau în cadrul școlii în care activezi, parte de integrare globală, ce proiecte ai adus și cum ai încercat să racordezi educația la problemele globale ale planetei până la urmă, cum ar fi terorismul, eu știu, rasismul, integrarea minorităților, schimbarea climate change, cum zic ei, schimbarea climaterică, conservarea planetei. Și una din ele a fost ce ai face dacă ai câștiga $1,000,000. Și în întreaga mea aplicație am încercat să argumentez și să faptul că acest premiu, dacă va fi câștigat, avem nevoie de el în școală. Să facem o școală modernă, în beneficiul elevilor, în vederea creșterii prestigiului comunității în care trăim. Adică am spus că am să donez acești bani Colegiului Național Traian Școlii și am să investesc în infrastructura școlii și în burse pentru elevii meritoși. Deci până la ultimul dolar. Și sper că aceasta este ideea de fundație, n-am aplicat pentru prestigiul personal sau poate am aplicat pentru că am avut activitate și la urmă premiul vine către un profesor cu activitate, acesta este premiul, dar sunt convinsă că fiind fundație, sigur, nimeni nu-ți dă $1,000,000 să te duci să stai în Africa 3 ani de zile în safari și la soare. Deci acești bani sunt convinsă că vin și către comunitate. Deci întreaga mea aplicație se bazează spre deosebire de alte aplicații, eu știu, poate, deși cred că mai sunt aplicații care merg pe bază de donație, dar din ce am citit anul trecut, erau și aplicații în care o parte din bani erau donați, nu toți. Noastră ați încercat prin toată activitatea să aduceți o oarecare schimbare în sistem. Ce schimbări credeți că ar fi nevoie în sistemul nostru de educație? Ce ați face dumneavoastră dacă ați putea să faceți ceva în această privință? Dacă aș putea, probabil că și aș avea posibilitatea, probabil că aș face ceea ce fac țările avansate. Adică, de exemplu, dar sigur au foarte multe fonduri la dispoziție. Deci, în Statele Unite, în Anglia, în Finlanda, în toate țările despre care vorbim, programele educaționale, manuale, trainingurile, deci toate acestea sunt realizate prin colaborare cu universitatea. Deci există personal universitar care se ocupă de această îndrumare. La noi, de exemplu, știu când s-au făcut modificări în programa școlară, acestea s-au făcut de către profesorii de liceu, adică tot de noi, să zicem, așa cum am fost selectați din țară, cum am fost adunați în 2 sau 3 zile să realizăm minunile minunilor în programe și în manuale. Ori aici sunt specialiști, de exemplu, în Statele Unite, NASA are serviciu de educație care oferă nenumărate resurse educaționale și programe educaționale care să promoveze, am spus, științele, știință, tehnologie, inginerie, matematică, foarte atractive pentru copii
Și sigur că toate acestea își spun cuvântul. Apoi se realizează foarte multe training-uri cu profesorii. Adică ei sunt învățați, dar toate acestea costă bani, sigur. Li se arată, sunt aduși la cursuri. Cum se realizează un proiect? Cum se predă o lecție într-o manieră constructivă? Cum se realizează o activitate cu elevii astfel încât să le stimulezi, am spus, gândirea creativă, să le soliciți capacitatea de analiză? Deci s-a renunțat cu totul la această memorare-reproducere, memorare-reproducere. Și proiectele care le fac împreună sunt pur și simplu creative, cam așa au afară. Și fiul meu este în departe 1 ani în Anglia, 2 ani de liceu, acum termină în curând 3 ani de facultate și cam temele lui nu erau să rezolvăm exerciții probleme, ci să realizeze, chiar mi-a trimis și la matematică, deci, să văd cum arată un proiect de matematică. Deci pur și simplu cercetează un anume fenomen, să zicem, economic sau social sau geografic și îl modelează matematic. Deci el integrează ceea ce a învățat la matematică în viața practică. Deci eu când m-am uitat, am descoperit acolo numai parte matematică, ci am descoperit parte, să zicem, interdisciplinară, acordată la ceilalți problemele omenirii. Și până la urmă, aceste lucruri actuale atrag elevii, adică să-i convingem că este util ceea ce învață, nu că învață niște lucruri care mai târziu nu le vor folosi. Ori la noi cam așa sunt cursele, în opinia mea, deci este lumea de vedere, în general sunt și la liceu și la facultate, zic eu că sunt în mare parte învechite și nu sunt acordate la prezent. Am spus, în afară, la un an, la fiecare an sau la 2 ani se schimbă manualele și se actualizează. Se actualizează activitățile. Deci este o investiție extraordinară. Noi, de exemplu, avem manuale în școli de acum 10 ani. Sunt aceleași manuale. Programa s-a mai și schimbat, nu mai contează, dar noi tot manuale acelea le avem. Credeți că, în primul rând, profesorii sunt cei care ar trebui să facă schimbarea asta, adică noi, ca și cadre didactice, pentru că și eu sunt cadru didactic, ar trebui să vină schimbarea, în primul rând, de la noi? Da. Să ne actualizăm oarecum noi și după aceea să instruim pe elevi? Da, așa cred că schimbarea pleacă cu fiecare dintre noi. Sigur, am vorbit de partea generală centralizată care realizează această schimbare și, într-adevăr, se ne bucurie de interes național, să zicem, și de bani foarte mulți investiți în educație. Dar, pe lângă acest lucru, am fost surprins plăcută să constat că și ei, în opinia mea, spun, sunt foarte serioși, ei ca și dascăl, ca și profesori în străinătate, ce am cunoscut, sigur, în proiectele care am fost. Adică sunt implicați, sunt devotați, sunt pasionați, sunt interesați de această schimbare și parcă au mai multă, nu știu, mi se pare mie, disponibilitate de a oferi, de a fi altruiși, de a fi. La noi, în ultima vreme, s-a ajuns la un egoism, eu știu, feroce, aș putea spune, fiecare persoană pentru el, dacă are un interes, face ceva, dacă nu, nu face nimic. Ori, așa nu pot să meargă lucrurile. Nici afară nu există răsplătit pentru fiecare scaun, deci dau un exemplu acum care m-a frapat de fiecare dată când ieșim afară, de exemplu am fost și acum și Bogdan poate să spună, și în Anglia, când am avut proiectul, directorul făcea activitățile, el muta scaune și aranja sala de clasă, profesorul la fel, deci există disponibilitate maximă ca lucrurile să iasă bine, există modestie, mi s-a părut, la acest profesor și foarte multă păsare. Era o școală cu probleme, era o școală cu copii dificili. Sunt foarte toleranți, foarte înțelegători și caută soluții pentru orice problemă pe care o au. Desigur că au și alte priorități. Avem, de exemplu, gândindu-mă pe partea cealaltă, noi suntem supraeroi profesori în România. Avem clase de 36-40 de elevi și trebuie să avem grijă de fiecare în 50 de minute să învățăm, să-i ascultăm, să ne ridicăm la standardele cerute. Acolo, sigur, este altceva. Au clase de 2-3 elevi, maxim 15 elevi, au materiale didactice deosebite, au lejeritate atunci când lucrează. Noi trăim sub o permanentă presiune să, cel puțin noi la examene, la matematică avem examen național, deci nu-mi permis să fac proiecte. Proiectele care le fac în afara orelor de matematică și din pasiune, pentru că nu-mi permit în ore. Ei, sigur că au materie mult mai puțină. Sau, să zic,
deși am să avem și noi programa, totuși examenele sunt grele, copiii au nevoie de sprijin și atunci noi trebuie să exersăm aceste lucruri. Pe de altă parte, ceea ce se face la noi, cel puțin la Colegiul Național Traian, este școală de prim rang, deci este învățământ academic cu rezultate excelente. Acolo sunt foarte puține școli cu rezultate academice. Păcatul la noi, din punctul meu de vedere, este că și școlile slabe, care nu au potențial de elevi, desfășoară un fel de învățământ academic. Adică nu sunt acordate la practic, la ceea ce învață pe copil să folosească zi de zi, să învețe o meserie. Aici toată lumea vrea să fie intelectual, să termine facultate, că s-au umplut de facultăți particulare, nu va trebui de cele de stat, s-a diluat calitatea și sigur că este un amestec și nu se face o selecție nici a valorilor și sigur nici o selecție a, să zicem, o pregătire a tinerilor până la urmă pentru meseria pentru care e potrivit. Acolo sistemul e foarte pus la punct. De la vârstă mică ești în drumul școală, e foarte puternic, adică înțelegi care e nivelul copilului. La noi nu înțelegi care e nivelul copilului, pentru că dacă ai bani, te duci și faci facultatea la Herculane. În general, ei, când își aleg pe mai departe, nu-și mențin așa un fir, aleg să meargă la un liceu pe un anumit profil, pe uman, mai departe se trezesc la facultate că vor să dea pe real și în momentul în care termină facultatea constată că de fapt au făcut ceva ce nu le-a plăcut și oricum nu au unde să se angajeze. E o chestie generală, pentru că oricum societatea în ziua de astăzi nu le oferă foarte exact multe posibilități și este mare păcat. Sperăm că în timp lucrurile se vor mai rezolva și că vor veni vremuri și mai bune pentru ei. În mare parte, mică parte, o parte din elevii dumneavoastră din Colegiul Național Traian, am văzut că aleg să meargă la universități din alte state, din Statele Unite, din aveți și în Rusia, cred că a mers cineva de la dumneavoastră, sau nu? Nu, la universitate am participat noi la niște programe de educație, în special programe de pregătire matematică, pentru olimpicii de matematică. Este Olimpiada Internațională de Matematică, un proiect la care participăm, organizat de Universitatea din Sankt Petersburg, de 2 ani de zile participăm cu premii internaționale și cu o tabără de vară structurată și pe pregătire matematică, dar și pe leadership, team building și alte activități. Dar, în general, studenții se duc către Anglia. Marea Britanie are o mare deschidere pentru studenți și către Statele Unite au ajuns, într-adevăr, mai puțini. Sigur, este și distanța care ne împiedică să ajungem acolo, dar există interes, pentru că din ce am discutat cu copiii, școala este altfel prețuită, performanța altfel prețuită, ceea ce învață este interesant, cursurile, cum am spus, mai cursuri, mai mult, activitățile, conținuturile pe care le parcurg acolo le sunt utile și se simt foarte valorizați și foarte prețuiți. Cum este să fii în funcția de director? Este, până la urmă, gândindu-mă, deci eu percep această funcție ca o funcție de execuție, până la urmă, pentru că directorul este cel care trebuie să muncească cel mai mult în școală, deci acest lucru l-am văzut și afară. Nu este directorul care, sunt noi obișnuiți ca și mentalitatea, acela care stă și doar dictează și se odihnește și restul muncesc. Deci este cel care coordonează întreaga activitate, cel care ridică prestigiul școlii, eu cel puțin așa am încercat să fiu, cel care vine prin exemplu, cel care aduce proiecte, cel care, eu acest director am fost atât cât am fost. Am reușit să țineți pasul cu toate activitățile pe care le aveți. Mă încurajează, pe lângă dorința mea, să zic intern, probabil așa am, adică am fost crescută, așa valorile care mi le-am format, am o satisfacție extraordinară să văd acești copii minunați, pentru că avem copii minunați, cum duc mai departe ceea ce primesc de la noi, cum dezvoltă, cum aduc performanțe, cum reușesc să devină, să-și găsească, eu știu, un crez în viață, că important este să crezi, să-și găsească lumea lor și să nu se simtă descurajați de ceea ce se întâmplă sau
în societate, sau cel puțin ceea ce se promovează, că de multe ori ne derutează, am ajuns de uneori nici nu mai deschid, de fapt eu nu deschid televizorul, pentru că dacă deschid televizorul, văd numai fapte de corupție, văd numai lucruri urâte, ori sunt convinsă că societatea românească nu este așa și doar o nume parte. Există foarte mulți oameni de bună credință, de bun simț în această societate și am încercat să construim o lume a noastră. Spuneați că ați fost la un proiect în Statele Unite. Elevii noștri de aici au participat la acel proiect, la Olimpiada de Matematică? Da, au participat. Avem Bogdan și Andrei au participat și la proiectul din Rusia și de asemenea și la proiectul de leadership din Statele Unite. Ar putea să ne spună câteva cuvinte despre cum a fost, cum au perceput ei acest proiect, cum l-a influențat viața? Bună ziua! Proiectul la care am participat a fost cel din Rusia. Pentru mine a fost un proiect foarte important, să zic așa, a fost prima ieșire în afară, primul proiect care l-am desfășurat în afara țării. Mie mi-a plăcut foarte mult activitățile pe care a avut loc acolo, deoarece am învățat multe chestii noi. Și totodată aș vrea să spun că față de matematica care o facem noi în România, cea care este făcută în Rusia este mult mai diferită, deoarece ei abordează probleme de inteligență, de creativitate, în timp ce la noi multe probleme se bazează pe reținere de teoreme, de metode noi. Te-ai simțit stimulat în momentul în care ai participat la acest proiect? Da, m-am simțit stimulat. Un lucru care l-am remarcat și a fost foarte bun a fost chiar și concurența, deoarece au participat o serie de elevi din mai multe țări, precum Spania, Ecuador, din Rusia. Ce consider tu că le lipsește elevilor pregătiți în România și ce ar trebui să se schimbe? Eu consider că doar o parte din elevii noștri nu au o creativitate atât de bine dezvoltată, un lucru care este foarte important în viață și fără de care nu, să zic așa, nu prea putem trăi, pentru că creativitatea ne ajută să găsim soluții la orice probleme cu care ne confruntăm în viață și peste tot. Și cum crezi că s-ar putea schimba asta? De unde ar veni schimbarea asta? Această schimbare ar trebui să fie și din partea ministerului, care ar trebui să pregătească o programă mult mai bună, care stimulează altfel de aptitudini, cele care sunt necesare pentru ce urmează în viața de zi cu zi. Și totodată și din partea profesorilor, care, părerea mea, ar trebui să colaboreze mult mai mult cu elevii. De exemplu, sunt profesori care nu își cunosc elevii, lucru care nu prea sunt de acord și consider că o cooperare foarte bună dintre elevi și profesori este foarte importantă pentru dezvoltarea lor. Crezi că o prietenie cu profesorul de la clasă, o prietenie nu are care limite, stimulează elevul, ajută să facă mai multe, să realizeze mai multe, profesorul fiind modelul lui? Cu siguranță, deoarece acelui profesor poate să-i zică orice problemă legată de materia pe care o predă, să colaboreze mult mai bine, lucru care cu siguranță îl va ajuta și îl va ajuta să aibă performanțe mult mai bune în continuare. Din punct de vedere disciplinar, cum ți s-a părut sistemul din Rusia? Din punct de vedere disciplinar, nu aș putea spune că ar fi chiar o mare diferență, dar, în schimb, materia abordată și tot conținutul lor educativ pe care îl predau este mai diferit față de al nostru.
Dacă ai fi ministru învățământului pentru o zi, ce ai schimba? Probabil primul lucru care l-a schimba ar fi chiar sistemul nostru de învățare. Nu m-aș mai baza pe, să zic așa, tocire, cum zicem cantitate, noi. Nu? Da, și pe cantitate. Ar trebui noi să facem manuale sau să modificăm programa școlară astfel încât să dezvolte abilități pe care elevul le va folosi în continuare în viață, lucruri pe care nu aș putea spune că sistemul nostru de învățământ actual le face. Iulia Mitra. Bună ziua! Bună ziua și bine ai venit! Mulțumesc! Care este activitatea ta, Iulia? Activitatea mea principală, ca să spun așa, o reprezintă limba română, întrucât îmi place foarte, foarte mult să citesc și îmi place să văd ce este dincolo de cuvintele pe care le vedem cu ochii fizici pe hârtie. Și în felul acesta am dezvoltat o pasiune, ca să spun așa, și pentru olimpiade. Printre cele mai importante realizări, ca să spun așa, se numără premiul 2 la etapa națională a olimpiadei de plectură ca abilitate de viață, premiul 3 la etapa națională a olimpiadei de cultură și spiritualitate, iar premiul 2 de la cea de lectură mi-a permis să particip și la etapa internațională, care a fost o experiență absolut uimitoare și unde am obținut un premiu special. De asemenea, am obținut locul 5 pe țară la Olimpiada de Limbă și Literatură Română, mențiune, și am luat mai multe mențiuni și premii speciale la etapele naționale. Ideea este că m-au ajutat foarte mult să mă înțeleg pe mine, dar să-i înțeleg și pe alți oameni, să accept ceea ce este diferit în fiecare dintre noi, ceea ce e asemănător, să descoper, să văd ce e frumos, să înțeleg până la urmă lumea mai bine, și totodată m-au ajutat să-mi dezvolt abilitățile de comunicare și, cum a spus și doamna profesoară, acea gândire critică, pentru că fără ea, orice informație este seacă, fără această gândire care vede în profunzime și care valorifică până la urmă orice text, orice materie, orice studiu. Înțeles că tu și compui? Da, compun atât poezie cât și proză, pentru că îmi place foarte mult și simt că prin artă mă pot exprima pe mine însămi. Am scris un volum de poezie care se numește Copilul cu butle de cerneală, prin care am încercat să transmit o altă lume, pornind de la realitate, dar schimbând-o într-o cutva și făcând-o, ca să spun așa, să semene cu lumea mea interioară, și mi-a plăcut foarte mult și îmi place să scriu, pentru că orice act de a compune ceva mă eliberează și mă face să pătrund într-o lume de dincolo de lumea pe care o vedem. A reușit să și publici aceste scrieri ale tale? Da, chiar asta spuneam. Am publicat acest volum de poezii și ai un sentiment deosebit când vezi pe hârtie ceea ce ai compus, când vezi tipărit pe hârtie ceea ce ai scris tu cu stiloul. Putem găsi și îl putem cumpăra de... Da, sigur că da. Este și la bibliotecă, la Biblioteca Județeană, și chiar nu știu, reprezintă o realizare pentru mine, întrucât mi-a confirmat până la urmă talentul, ca să spun așa. Ce-ți dorești să faci tu pe mai departe? Mi-ar plăcea să urmez o carieră în cercetarea sociologică, pentru că mi se pare că printr-o astfel de carieră m-aș putea realiza, atât în primul rând profesional, bineînțeles, întrucât m-ar ajuta în acest mod să-mi exploatez, ca să spun așa, talentul, și mi-ar plăcea foarte mult. Cum crezi că ai venit în ajutorul societății cu ceea ce ți-ai ales tu, cu o carieră în sociologie? Cred că aș veni în ajutorul societății și nu numai, în ajutorul lumii și în ajutorul șansei lumii de a se salva, de a păstra ideea de om, în primul rând. Aș veni în ajutorul acestor lucruri prin faptul că aș prezenta o imagine clară asupra lucrurilor care se întâmplă, pentru că până la urmă acest lucru are în vedere cercetarea,
să studieze în profunzime, iar după aceea mai mult decât atât să le prezinte și celorlalți, să le explice, să îi introducă pe ceilalți în lumea ei, adică eu să îi fac pe ceilalți oameni să înțeleagă cum văd eu și să îi fac să vadă prin ochii mei, dar numai atât cât să înțeleagă, nu neapărat să le impun punctul meu de vedere și este visul meu acesta. Îți doresc succes! Mulțumesc! Aș întreba și pe Andrei, cum a fost experiența lui? Eu am participat la proiectul din Statele Unite, care este o țară cu un potențial financiar mult mai mare și astfel apar noi tehnici de predare și, cum a spus și doamna profesoară, este learning by doing. Acesta a fost o tabără de vară și astfel, din start, efortul nu a fost atât de mare, întrucât a fost și o cantitate destul de frumoasă, de mare de distracție, dar noi am învățat toate aceste lucruri, lucruri pe care în școală nu avem ocazia să le învățăm, lucruri cum ar fi leadership, ceea ce eu consider că este foarte important, leadership care ne face pe toți să fim conștienți că numai dacă luăm atitudine, dacă noi suntem gata să schimbăm unele lucruri, fiind conștienți de consecințele care pot să apară, putem să schimbăm ceva. Dacă cu toții ne-am lamentat că nu putem face un lucru pentru că este greu, pentru că apar dificultăți, pentru că sunt unii oameni care nu sunt gata să colaboreze cu noi, care ne-ar putea pune piedici, atunci nimic nu s-ar mai schimba. Și trebuie să fim conștienți de toate acestea și de-abia după să încercăm să schimbăm unele lucruri. Acest proiect arată cât de diferite sunt sistemele de predare între cele două țări, întrucât în Statele Unite ne-am avut un contact foarte direct cu persoanele care ne îndrumau. Ei aveau vârste destul de apropiate de cele ale noastre și astfel ne-am legat o relație foarte strânsă de prietenie cu cei doi lideri ai noștri. Ei ne-au ajutat foarte mult prin propriul lor exemplu și consider că toate tehnicile, toate metodele care le-au avut la dispoziție le-au folosit și au obținut niște rezultate remarcabile. În momentul în care vei termina liceul, te-ai gândit să mergi spre o universitate din afară? Am analizat și această situație și mi s-a părut evident atractivă, dar m-am gândit să urmez facultatea în țară, întrucât eu îmi doresc să, în continuare să intru în sfera relațiilor diplomatice în cadrul Guvernului României, ceea ce astfel nu-mi permite să efectuez o studiu în afară și consider că este mai potrivit să le urmez în țară, astfel fiindu-mi mai ușor să intru în acest grup. Da, să ne enumere așa câteva dintre premiile pe care le-ai obținut pe lungul activității tale? Desigur, am obținut premii la Olimpiada de Matematică, la care am participat sub îndrumarea doamnei profesoare. Pentru mine, un premiu foarte important a fost participarea și obținerea unor rezultate importante la o simulare a unei conferințe gen Organizațiile Unite, organizată la București. Această conferință simulează tocmai ceea ce se desfășoară în cadrul Organizației Națiunilor Unite, organizație care se ocupă cu problemele mondiale în acest moment și am avut ocazia să întâlnesc elevi de la școlile de prestigiu din capitală și să văd că chiar și venind dintr-un liceu care este din provincie și nu este direct în contact cu ele, am putut să mă compar cu ei și nu am avut puncte la care să fiu complet depășit. Acesta a fost pentru mine foarte important, întrucât am avut ocazia să lucrez cu noi oameni și acesta mi-a deschis atracția pentru lumea diplomației. Și întrebarea am și pentru tine. Ce ai schimbat tu la sistemul de învățământ? Tocmai acest lucru, această atitudine că nu suntem pregătiți să luăm o decizie, să fim pregătiți să suportăm consecințele. Acest lucru aș dori să-l schimb. Dacă am putea, cu ajutorul profesorilor, să-i facem pe elevi conștienți că ei sunt cei care în ceva timp vor reprezenta organizațiile din stat și toată lumea, astfel am reușit mai degrabă să facem o schimbare. Dacă lumea ar fi pregătită să o facă, dacă ar fi pregătită să colaboreze la ea și acest lucru eu îl consider foarte important care poate fi obținut cu ajutorul profesorilor. Mulțumesc. Doamna director. În
activitatea pe care o desfășurați, v-a influențat faptul că ați fost eleva Colegiului Național Traian? Da, m-a influențat foarte mult și pentru că ceea ce facem este o acțiune de suflet. Știți și dumneavoastră foarte bine că nu poți să faci învățământ, nu poți să lucrezi cu copiii dacă nu ai suflet. Dacă ești un om rău sau, eu știu, egoist sau nu ai capacități empatice să încerci să înțelegi pe celălalt, să încerci să-l ajuți, să ai dorință și bucurie, să fii fericit dacă reușești să ajuți un copil, eu știu, să înțeleagă, să-ți dea o satisfacție, atunci zic că nu ai ce căuta în învățământ. Și sigur, faptul că am fost elevă a avut un impact extrem de mare pentru mine, pentru că mi-am iubit profesorii, am avut profesori excepționali la Colegiul Național Traian și mulți din profesori din Colegiul Traian mi-au fost modele umane, modele de dascăl, de atitudine, de prestanță. I-am avut, am și acum în minte exemplul dumnealor cum arăta o oră la un nivel înalt, să zic, deci un nivel academic, o conferință, de multe ori aveam, sigur, același semn, dar am rămas, poate marcată și datorită vârstei, dar sunt sigură că ceea ce m-a frapat foarte tare a fost pasiunea cu care profesorii mei își făceau lecțiile, își susțineau lecțiile și cu care ne îndrumau pe noi. Și aș fi putut să plec de aici, sigur, a fost ușor, dar trebuie să duci acolo unde te cheamă inima. Pe mine m-a chemat inima aici, au fost și părinții mei aici și am considerat tot timpul că poate cel mai important în viață nu este să ai palate, să ai case uriașe, ci mai important este să-ți găsești o liniște, o fericire interioară, să fii mulțumit cu ceea ce ești, cu ceea ce faci și să-ți aducă satisfacție. Și poate pentru mine și pentru noi este satisfacție mai mare decât să știu că sunt de folos, că am schimbat ceva în bine, că am dat speranță poate unor copii, că le-am găsit un drum în viață, că mai târziu mă întâlnesc cu ei și sunt bine, sunt fericiți cu ceea ce sunt, îmi mulțumesc că am învățat matematică, chiar dacă sunt la medicină și spun că dacă nu știau matematică, n-ar fi putut să organizeze cu atâta informație, dacă nu aveau o structură logică bine definită și un raționament bine pus la punct, pentru că tot ceea ce învață, până la urmă, se bazează pe conexiuni logice. Și așa cum spunea și Andrei, logica, rațiunea, raționamentul pus la punct, ceea ce încercăm să învățăm de fapt prin matematică, nu să reproducem niște metode, stau la fundamentul leadership-ului în viață. Adică, până la urmă, în viață trebuie să ajungi să fii capabil să-ți iei propriile decizii, să iei o decizie cât mai corectă, să spun, pentru tine, pentru că matematica nu e ca și viața. Adică, la un moment dat, o decizie poate fi perfect analizată și perfect corectă, iar peste un an, în viață, ea nu mai poate fi valabilă, se schimbă ipotezele și condițiile inițiale, exact ca și în matematică. Mă trebuie să învățăm să ne adaptăm. Într-adevăr. Ca și elev, așa, care este nota la care v-ați situat în momentul în care erați elevă? În momentul în care eram elevă, eram olimpică la matematică, am început să devin de prin clasa a șasea olimpică la matematică, am participat la două concursuri interjudețene, am luat, am ajuns de două ori la național, atunci se mergea de un singur loc la național, se dădea un singur premiu, acum este un alt sistem de acordare a premiilor, mult mai larg, adică se dau foarte multe premii, atunci se dea o problemă comunismului, un premiu 1, 2, 1, 3 și 3 mențiuni, cam așa era, și am ajuns și după aceea urmau 2-3 premii speciale, am ajuns la premiu special în clasa 11-a și am ajuns să particip la lotul lărgit. În clasă eram cel mai bun elev, așa am fost, nu eram elevul de nota 10, cum este plin acum de 10 în cataloage, pentru că cea mai mare notă era, și eram în cea mai bună clasă, am constatat la întâlnirea de 10-15 ani, mai țin minte când am realizat cu colegii mei și a trebuit să scoatem catalogul de la Tran din arhivă, cea mai mare medie în clasa 11, în condiție care eram olimpică națională, v-am spus, participantă la lotul, la sectarea lotului internațional, în clasa arhivă erau 40, era media mea.
și erau medii de 5, de 6 și acei elevi sunt astăzi doctori de prestigiu, sunt astăzi avocați de prestigiu, erau un alt sistem. Cine avea 10 pe acea vreme, mai târziu poate a ajuns, eu știu, academician, adică numai somitățile aveau 10, somitățile ca să ar fi somități pe orice medii din anumit până la urmă. Considerați că acum se acordă cu o mare ușurință nota 10? Da, acum se acordă cu mare ușurință nota 10 și, deși ministerul a vrut să ia o măsură bună atunci când a condiționat admiterea de rezultatul notelor din liceu, dar în același timp, și din gimnaziu mai ales, acum s-a renunțat la liceu, dar în același timp a acordat și o presiune extraordinară comunității de părinți, societății civile, care a început să, sigur, să ia atitudine, fiind democrație, că sunt subiecte grele, că sunt... Și atunci a diluat calitatea, profesorii au devenit mai maleabili în acordarea notelor, pentru că de fapt a existat opoziția publică, și anume copiii învață, copiii sunt stresați, copiii... Și sigur că notele se acordă cu mai multă ușurință decât în acele vremuri, oricât aș fi eu de exigent acum. O comparație așa între sistemul de atunci, de când erați elevă, și sistemul de acum. Care sunt diferențele, care sunt asemănările? Erau alte timpuri, atunci aveam alte așteptări de la sistem și aveam alt scop, adică trebuia să fim cuminți, educați, să ascultăm 8 ani de zile în bancă, acesta e sistemul comunist care se mai păstrează și acum, ca să devenim după 8 ani destul de obedienți, să devenim niște fruntași ai partidelor, nu, ai partidului comunist, și cam acelea erau obiectivele. Din păcate, acum altele sunt obiectivele învățământului, și anume copilul, elevul, după ce termină școală, trebuie să fie capabil la schimbare, cum a spus, la adaptare. Trebuie să fie capabil să își ia un alt traseu profesional, dacă este cazul, să fie receptiv la tot ceea ce înseamnă oportunitate. Acum nu știu cât mai dezvoltă vechiul sistem, care până la urmă s-a schimbat aceste calități în școală, și apare din în opinia mea o neconcordanță între ceea ce facem în școală, atât ca materie, mă refer acum intrinsec la conținutul materiei, cât și ca mod de abordare și de relaționare cu elevii, așa cum spuneam și copiii mai devreme, și la capacitățile care ți se cer după ce termin în viață. Adică trebuie să fii maleabil, trebuie să fii tolerant, trebuie să fii deschis, trebuie, așa cum am auzit și la copii mai devreme, trebuie să încerci să găsești colaborare, adică să lucrezi în ceea ce încercăm acum să facem prin programele acestea, team building, leadership, deci încercăm prin programe. Încă nu se realizează acest lucru în școala românească. Credeți că în momentul în care ați devenit profesor, l-ați ales după examen, a fost aleatoriu să ajungeți la Colegiul Național Traian sau a fost opțiunea dumneavoastră? Opțiunea mea a fost să vin acasă, și am fost prima dată profesor la liceul Țițeica. Am stat 10 ani la liceul Țițeica. Bine, între timp am acceptat provocarea de a fi la inspectorat, am fost inspector școlar pe la 35 de ani, pur și simplu ca și provocare, că de fapt eram tot profesor, adică aveam ore suficiente, mă ocupam de olimpici, ca totdeauna m-am ocupat, n-am renunțat la adevărata profesie, chiar dacă m-am ocupat de experiență, de a fi inspector, de a fi director. Și apoi, fiind la inspectorat, aveam o echipă extraordinară atunci, cu domnul inspector general, care era profesor la liceul Traian, începuse să aduc rezultate deosebite când am venit de pe băncile facultății. Sigur, a coincis acel an cu începuse de vreo 2 ani să se dea premiile la olimpiadă pe sistemul internațional, adică mai multe premii, și când am venit în 90, după 2 ani de la liceul Țireca, unde știți cum este când vin învățământul, se dau cele mai slabe clase, după 2 ani, am venit cu 2 premii de la Națională, în același an. Nu mi-amintesc atunci de doua directoare de atunci, că zicea, am chemat Consiliul de Administrație și le-am arătat. Vreți să vedeți cum arată și diplomele de la Olimpiada Națională? Ia uitați aici, fata aceasta le-a adus. Și atunci am continuat tot așa. Și mai târziu, în 2010, știu că cineva m-a întrebat la domnul inspector general de atunci și a spus ce ar fi să lași un liceu Țițeica. Nimeni nu o să fie ca liceul Traian, este școala în care ai terminat și orice ai face și unde te-ai duce, liceul Traian este ceea ce, unde trebuie să vii, avem nevoie de tine acolo. Și acest lucru mi-a dat încredere și aripi.
Am venit la liceul 3 ani în 2010, am crezut singur că aveam impresia că la liceul 3 ani sunt copii mult mai buni și trebuie așa, merg de la sine lucrurile. M-am convins în scurt timp că nu este deloc așa. Liceul 3 ani și acum spun, are aceeași impresie, o am, are copii cu mai multă personalitate, cu care se lucrează mai dificil. La liceu, ca din punctul meu de vedere, sunt copii mai ascultători, mai cuminți, sigur lucrează și ei, poate uneori lucrează mai mult, dar munca a fost mai mare, zic eu, la liceu, dar sau nu știu, așa mi se pare mie, dar în egală măsură atunci când acești copii de la liceul 3 ani reușesc să-și dea drumul, scot performanțe extraordinare. Dar până ajung pe traiectorie, este ceva muncă, dar rezultatele sunt, le-am avut deopotrivă și acolo și acolo. Dar, pe de altă parte, pot să spun și știu asta, din acest motiv m-am mutat liceul 3 ani, până la urmă era în sufletul meu. Din ce an sunteți director? În anul 2004. În anul 2004 sunt director. Da, n-am fost continuu, că m-au mai schimbat între timp politicienii, nu le-a plăcut de mine. Cum este în funcția de director? Că, în general, fără să vrei, îți atragi... Da, nu este simplu, este mai ales cu timpul acestea în care fiecare consideră că trebuie să-și aleagă directorul, așa consideră că școala e proprietate personală și sigur că nu pot să-i fie toată lumea mulțumită și mai ales când ai anumite pretenții și anumite standarde. Poate am și eu niște, așa eu știu, țin la școala tradițională, țin la punctualitatea la oră, țin la prestanța cadrului didactic, țin la prestanța profesorului în fața elevului și dacă apar asemenea lucruri, sigur că atunci când încerci să reglezi lucrurile, deranjează. Fiecare om este deranjat, că aceasta e mentalitatea la noi, dar în egală măsură sunt deschisă către o școală care trebuie să colaboreze cu părinții și atunci când sunt probleme, eu zic că totdeauna am fost la dispoziția părinților în școală și am căutat să găsim soluții și nu numai eu, deci și cu profesorii, cu colegii, ca să găsim soluții înspre binele copilului, să ne lăsăm orgoliile la o parte, să ne lăsăm, eu știu, alte mentalități care poate să ne tragă înapoi și să încercăm să găsim soluții. Până la urmă, această lecție care am primit-o și când am fost în proiectele în străinătate, profesorii sunt foarte apropiați de elevi, sunt poate și prietenii elevilor în același timp, sunt foarte apropiați de familie, de problemele pe care le are familia astăzi, pentru că nu mai este școala care o aveam înainte, cu părinți, cu servici sigur, cum erau pe vremea lui Ceaușescu, care stăteau la coș și se aduceau, eu știu, necesar la casă, dar știam că au un venit sigur, au un loc de muncă sigur și oferă o stabilitate acasă. Acum nu mai este acest lucru. Majoritatea copiilor au probleme acasă, părinții sunt plecați în străinătate, alții nu au părinți, alții nu au venituri și atunci noi trebuie să ne ducem înspre copil și înspre înțelegerea lui și să facem toate eforturile să-l aducem către școală, către să încercăm să-i găsim un sens și să găsim că noi un sprijin. Dintre elevii dumneavoastră am văzut că în mare majoritate vă apreciază ca profesor, dar și ca om. Știu că păstrați legătura cu mulți dintre elevii care au terminat în Colegiul Național Traian. Chiar premiul pe care l-ați câștigat a fost propusă de o fostă elevă a Colegiului Național. Da, am legătura cu legătură sânsă mai ales acum de rețelele acestea de socializare și ne mai întâlnim, dar și înainte aveam cu foști elevi și sigur, la început sunt majoritatea sau în general am constatat că există reacția aceasta să le fie teamă, să aibă eu o anume distanță care și o anume, eu știu, care este la început, dar după aceea timpul arată că zic eu că nu sunt decât o persoană bineintenționată, un astfel care încearcă să-și facă datoria, care încearcă să aibă niște exigențe, pentru că acest lucru îl fac înspre binele lor și ei realizează acest lucru și, până la urmă, ajung să te cunoască, că nu ești chiar așa rău cum vrei tu să pari așa atunci când îi pui să învețe și au o intuiție dezvoltată și mai poți să îi păcălești, să zic că ești acel profesor care păstrează acea distanță. Nu. Avem, eu zic că avem o relație deschisă, chiar foarte, cum
pic, eu știu, cu o anume nuanță sau și doză de prietenie, pentru că discutăm foarte mult împreună, eu zic că sunt deschisă față de ei și încerc să învăț să fie deschiși, nonșalant, să treacă, să se uite către lucruri pozitive, să nu se încarce de părți negative, să ignore lucrurile fără importanță și să privească către ce este important și către marile realizări. Este un lucru extraordinar pentru că dumneavoastră aplicați și partea de psihopedagogie, nu numai partea de matematică în ceea ce faceți cu elevii, pentru că sunt o mare majoritate care au uitat, fac totul așa să fie făcut. Nu știu care ar putea să fie cauzele, poate că partea materială, nu știu, nu sunt stimulat suficient material sau societatea asta în care trăim, prea multe griji, prea multe probleme, dar ceea ce trebuie să facem noi și pentru ce am ales meseria asta este să educăm pe mai departe. Păcat că nu facem toți în egală măsură acest lucru. Vreau să vă mai întreb de în ce perioadă se va desfășura, au fost făcute nominalizările, mai urmează vreo etapă, când va fi anunțat câștigătorul? Da, acum s-au selectat, de fapt, selecția a început cu siguranță, mi-am spus undeva, în octombrie s-a încheiat depunerea aplicațiilor. După octombrie au spus că vor anunța în decembrie, iar undeva prin noiembrie am primit de la fundație, să zicem, un anunț că am fost selectată, doar cu rugămintea ca acel anunț să rămână confidențial, pentru că ei sunt cei care fac public acest anunț, dar în ideea să mai trimitem anumite date care sunt necesare, să ne exprimăm disponibilitatea pentru următoarele evenimente care vor urma, să ne dăm consimțământul pentru să zicem, press release pentru anunțurile de presă pe care le vor face, dacă sunt de acord cu conținutul care l-au selectat ei din toată aplicația noastră, dacă sunt de acord cu, ne-au cerut un anume, anumite poze pe care să le trimitem și le mulțumesc copiilor mei, mulțumesc cu ei că i-am ajutat foarte tare și cu Adrian de la, ei sunt pasionați de fotografie și ne-au ajutat foarte tare într-o zi să realizăm foarte multe poze și să putem selecta câteva. Și de asemenea am semnat un consent form, consimțământ de a ne exprima acordul în vederea supunerii unei investigații de către o agenție de detectivi a fundației care va investiga absolut tot ceea ce înseamnă persoana noastră, plecând de la statutul sigur din țară, de la cazier și, dar și de la alte surse de investigații. Și după acest lucru, cum vorbesc că s-a realizat sau eu știu, nu mai știu detalii, mi s-a spus că am primit din nou, după anunțarea finaliștilor, am primit acele anunțuri de presă oficiale pe care să le furnizăm către agențiile de presă. Eu am fost foarte încântată de modul cum au selectat aplicația, deși din punctul meu de vedere erau și alte lucruri importante în aplicația care trebuia menționate, dar probabil că au selectat ceea ce au considerat relevant, nici nu știi atunci când e multă activitate ce să selectezi, premiile elevilor, premiile care le-am primit eu, adică sunt discutabile. Aici am exprimat acordul pentru ceea ce au selectat dumnealor. Apoi am avut curia să văd, nu prea folosesc Twitter-ul, îi folosesc foarte mult Twitter-ul, să văd cum această fundație, am fost foarte mândră să văd că a ajuns direct pe biroul președintelui, anunțul că o singur profesor din România, deci eram toți acolo, fiecare cu președintele lui, să zic așa. Da? Și urmează în luna ianuarie-februarie un juru care de asemenea este supus acestor investigații ale firmei anunțate de detectivi, adică modul cum se face jurizarea se asigură că este corect. Acest juru selectează 10 din cei 50 de finaliști.
Acele 10 vor fi dați publicității în lunile ianuarie sau februarie, am înțeles, da, februarie, cred că am înțeles bine, în ianuarie or să mai filmeze în anume locul din pe care le desemnează ei, dumnealor o să filmeze profesorul în mediul în care trăiește, în comunitatea în care trăiește, noi sperăm să vină și aici, ne face o mare bucurie. Și după ce realizează aceste etape, în februarie anunță ultimii 10 finaliști, iar apoi urmează, este vorba despre o academie de 100 de personalități de pe mapa mond, specialiști în educație, foști, eu știu, miniștri, foști, persoane cu organizații particulare în educație, CEO, deci acești manageri de multinaționale, oameni politici, oameni cu impact, personalități dintre toți, 100 de personalități care vor vota câștigătorul. Dintre cei 100, pot să spun că cunosc, singur nume, sigur, este foarte cunoscut, că așa poate mai sunt și sunt și români în acest board, actorul Kevin Spacey face parte din aceste 100 de personalități. Aceste 100 de personalități desemnează câștigătorul. Câștigătorul va fi anunțat, toți cei 10 finaliști sunt chemați la conferința, sunt invitați la conferința globală a educației mondiale din Dubai, a Fundației Varkey, și acolo va fi anunțat câștigătorul, vor fi prezent la festivitate Bill Clinton, Hillary Clinton, Bill Gates, ei fac parte din staful de promovare al fundației. Nu pot decât să vă doresc succes, așa cum spuneam, din toată inima spun asta, pentru că meritați. Mulțumesc. Și să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți să vorbiți despre asta în emisiunea mea, că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc, mi-a făcut deosebită plăcere, ceea ce spun se regăsește în comunicatele de presă, nu este nimic care să declar de la mine sau să vorbesc în necunoștință de caz sau să vorbesc ce nu trebuie. Sunt comunicate de presă care sunt publice. Și vă mulțumesc pentru susținere și eu zic faptul că am ajuns aici, am făcut numele cu subscut, este deja o premieră pentru România și noi sperăm și mai departe. Elevilor reprezentanți, câțiva reprezentanți ai Colegiului Național, de fapt tuturor elevilor Colegiului Național, le doresc să-și atingă pe mai departe tot ceea ce și-au propus. Vă doresc să realizați visul vostru de a deveni fiecare într-un anumit domeniu ce și-a propus și vă mai aștept la mine în emisiune cu rezultatele voastre extraordinare. Mulțumim, cu cea mai mare plăcere. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc o duminică extraordinară în continuare. La revedere!